Bună din nou, vă salut de aici din Phu Quoc, insula Phu Quoc din Vietnam. Așa cum v-am spus de dimineață în live-ul pe care l-am făcut, sunt într-un resort superb de 4 stele, undeva la 20 de dolari prețul pe noapte. Într-o perioadă în care COVID a făcut dezastru și aici în turism, anul trecut în Vietnam, Vietnamul ajunsese pe locul 7 ca număr de vizitatori, de turiști, acum și aici este dezastru. Dar ce vreau să vă spun, prețurile sunt relativ scăzute. Am fost de 3 săptămâni, am plecat într-un tur în Da Nang, Hoi An, în Hue, apoi în Hanoi și din Hanoi am venit aici, în insula Phu Quoc. Repet, prețurile sunt relativ scăzute, oamenii au înțeles că este criză, ceea ce nu pot să observ același lucru în România, în care am observat că s-au deschis restaurantele, s-au deschis anumite hoteluri și prețurile sunt exagerat de mari. Am văzut taxă COVID. Eu rămân uimit. De aceea Asia este la un alt nivel. Mentalitatea oamenilor asiaticilor este total altfel față de cea a europenilor sau a noastră, a românilor. Aici am ajuns aseară târziu. Eu de când sunt în Vietnam am un stil al meu prin care nu-mi place să mă organizez nimic. Pur și simplu mă duc într-o locație și atunci când cobor din aeroport mă uit pe Booking, am prețurile foarte bune, călătorim foarte mult, am oferte foarte bune de la Booking. Și când cobor din aeroport, mă orientez, îmi caut câteva locații și îmi aleg o locație. Aseară am ajuns aici, era destul de târziu, după 9:30, cred, ora Vietnamului și sunt doar eu, cred, și încă 3 sau 4 persoane, încă o cameră, o viluță închiriată. M-a întrebat dacă am rezervare, am spus că nu și ne dorim să mai plătesc prin Booking pentru că îi înțeleg în perioada aceasta, îi înțeleg pe hotelieri că au probleme și am spus că am oferta de la Booking, dacă poate să-mi dea aceeași ofertă, dacă poate să-mi fac același preț. Bineînțeles că mi-au făcut și un discount mai mic decât la Booking, decât prețul pe care l-aveam pe Booking. Am rămas impresionat și la un moment dat am întrebat, pentru că acest resort este destul de retras. Este relativ nou și împreună cu taximetristul l-am găsit destul de greu. Dar ajungând aici, așa cum v-am spus, târziu, doream să mănânc, chiar am plecat de dimineață din Hanoi, am fost pe drum și am întrebat unde aș putea să mănânc, pentru că am realizat că, nefiind persoane aici, nu au un restaurant funcțional sau nu mi se poate asigura o masă. La care tipa de la lobby, foarte drăguță, m-a întrebat ce aș dori să mănânc, că îmi prepară ea ceva. Și bineînțeles că mi-a preparat ceva foarte delicios, vietnamez, la un preț foarte scăzut, din nou vă repet. Deci rămân foarte impresionat de oamenii cum sunt și de mentalitatea lor de aici din Asia, repet. Oamenii sunt foarte primitori, oamenii sunt foarte ok. Oamenii se chinuie pentru fiecare leuț pe care îl câștigă, sau Vietnam Dong, bineînțeles că ei n-au lei aici, și știu să muncească pentru fiecare ban. În Saigon, locuiesc de câteva luni, pot să vă spun că dacă doresc să comanzi o folie de ceva anume, de mâncare, orice produs vrei să-l comanzi, ei ți-l aduc imediat.
mi-am căutat niște căști la Huawei și le găsisem la un preț mai mare la reprezentanță și am căutat o altă reprezentanță. Am găsit pe internet, la fel, mi-au spus, spuneți-ne locația, vi le aducem noi acolo. Deci aici oamenii știu să facă comerț, știu să muncească, știu pentru fiecare bănuț să se chinuie. Ceea ce vă repet, în România nu văd, nu am văzut niciodată acest lucru. Ei aici muncesc pe stradă, au firme deschise, se chinuie să facă, fiecare vinde câte ceva. Am văzut o chestie foarte interesantă tot aici în Vietnam, un copil într-o stațiune, nu mai rețin unde, încerca să-i vândă unui expat o nucă de cocos. Și tipul nu dorea nuca aceea de cocos. Și la un moment dat l-a tot întrebat și a spus că îi dă $1. La care copilul vietnamez a zis că el nu dorește dolarul pentru că el vrea să vândă produsul, nu să ia bani fără să muncească. Deci oamenii au o altă mentalitate. Și noi ne mai mirăm de ce în România lucrurile nu merg într-un sens corect. Vietnamul este o destinație, pot să spun, extraordinară dacă vă alegeți. Așa cum v-am spus, eu am fost în aproape toate locațiile de aici din Vietnam și doresc în viitor să organizez tururi, să organizez tripuri aici în Vietnam. Bineînțeles, cum vă mai spuneam, după ce va trece pandemia COVID, pentru că la momentul actual în Vietnam nu iese nicio cursă internațională. Se tot încearcă pe Asia să se creeze culoare între țările din Asia care au combătut foarte bine această pandemie, dar nu prea se reușește. După cum bine știți, în Vietnam în ianuarie au închis doar de la primele două cazuri. I-au luat foarte în serios, autoritățile au fost foarte prompte, dovadă că în Vietnam este totul safe. Citeam zilele trecute când am avut o mică problemă cu ambasada, citeam pe site-ul de la MAE, când am intrat acolo am rămas șocat, pur și simplu nu venea să cred cum se descrie Vietnamul ca și locație. Infrastructură proastă, mașini vechi, totul e descris foarte, foarte ciudat. Dacă nu aș fi văzut Vietnamul, dacă nu aș fi fost peste tot, nu cred că aș fi ales niciodată destinație Vietnam. Este țară în mare parte săracă, pentru că Vietnamul a început să se dezvolte de foarte puțin timp, de câțiva ani, dar din ceea ce văd aici și din ceea ce am citit și ce spun experții, Vietnam va fi în următorii 20 de ani o economie top 20. În următorii 3, 4, 5 ani, din punctul meu de vedere, va fi de second China. Pentru că aici deja se dezvoltă foarte multe afaceri, foarte multe fabrici, se relochează aici în Vietnam. Autoritățile din Vietnam sunt foarte safe, sunt foarte ok din punctul de vedere al afacerilor, sunt foarte relaxați. Am chiar un prieten american, așa cum vă mai spuneam și azi dimineață și cum am mai spus unor prieteni, i-am rămas foarte uimit de China și de Vietnam, cum sunt condițiile. De ce? Pentru că nu pare deloc a fi un comunism așa cum îl știam noi până în anii 90. Tot este foarte lejer, lumea poate să-și deschidă un business, foarte simplu, lumea poate să plece oriunde. Nu vă spun că toate brandurile americane de lux, toate fast food-urile, toate marketurile americane sunt deschise și aici în China. La întrebarea mea adresată acestui prieten american care este în Saigon de 10 ani, mă întrebam unde este comunismul, pentru că nu-l văd, nu-l simt aici.
tipul mi-a răspuns foarte prompt: Ștefan, comunist capitalist sunt doar doi termeni învechiți. Aici oamenii vorbesc doar de investiții profit. În Saigon, ca idee, prețul pe metru pătrat de teren este între 30 și 60 de mii de dolari. Chiar am rămas uimit. Eram la o terasă cu niște prieteni, un hotel butic în Saigon, Peru, foarte frumos, cu piscină, superb, exotic, cu șalupă, dacă doreai să faci o plimbare, îți oferă toate condițiile. Și am întrebat pe o tipă, cât este prețul pe metru pătrat de teren? Și mi-a răspuns prom 10.000 de dolari. Mie mi s-a părut exagerat de mult și mi-am spus, totuși nu suntem în America sau în Japonia. Cred că ai greșit. Eu nu prea vorbesc bine engleză, ea la fel. Și am mai întrebat din nou, i-am arătat 10.000 de dolari și mi-a spus da. Și atunci m-am uitat pe internet, am căutat pe Google și am văzut că prețurile ajung între 30.000 și 60.000 de dolari. Au o infrastructură extraordinară, o rețea de autostrăzi superbe. Cu circulația stau destul de ciudat, aș putea spune eu, în sensul în care dacă ești nou, anul trecut când am fost prima dată, țin minte, în Saigon, în primăvară, cam în aceeași perioadă, cred că am așteptat 5 sau 10 minute să trec strada, pentru că nu prea au reguli de circulație. Dar respectă una singură, pentru că dacă o încalcă, au probleme foarte mari, plătesc amenzi și li se ia carnetul. Limită de viteză. La ei limita de viteză și extern este 50 de km pe oră. Când am fost din Saigon în mâine, în ianuarie, când a început pandemia COVID, n-am mai prins bilete pentru că era revelionul asiatic aici și pe 170 de km am făcut undeva la 4 ore cu tot cu oprire. Și nimeni nu depășea limita de viteză, pentru că au și camere pe autostradă și toată lumea se conformează. N-am văzut pe cineva să treacă în trombă cum vedem noi în Europa sau în România. Eu în 8 luni de zile n-am văzut niciun accident, iar dacă vă uitați pe internet să vedeți cum se circulă, la fiecare moment ai impresia că dau unul peste altul cu motobike-urile. Dar nu oprește nimeni să se certe, nu oprește nimeni să se înjure, fiecare are toleranță, lasă pe celălalt să treacă, n-au niciun fel de problemă. Referitor la ce vă mai spuneam de ce vedeam pe Maie, au foarte multe zone dezvoltate și atracții turistice peste tot. Au 25 de aeroporturi aici în Vietnam. Și călătorești între fiecare, de exemplu dintre Hanoi și Saigon, am fost cu 25 de dolari sau 28 de dolari și sunt 2000 de kilometri. Acum din Hanoi până în insula Phucoc, până aici am plătit 35 de dolari cu tot cu bagaj. Aveam 15 kg. Deci la ei transportul aerian e foarte bine pus la punct, infrastructura e foarte bine pusă la punct. Ei știu să facă turism. V-am spus, știu să muncească pentru fiecare bănuț, știu să se chinie. Noi deschidem o afacere și peste noapte dorim să devenim milionari. Aici nu, aici muncesc pentru că muncesc pentru ei, nu vor să facă bani din asta. Ei pur și simplu trăiesc. Din orice. În fiecare lobby, de exemplu, în Saigon, în multe blocuri, în zona de lângă aeroport unde stau eu, sunt foarte multe cafenele. La fiecare lobby au deschis câte o cafenea. În fiecare căsuță au deschis un mic restaurant în care mănâncă vietnamezii. La fel sunt și în Tokyo. În Tokyo, din 50 în 50 de metri, din 100 în 100 de metri, găsești afaceri din acestea locale în care oamenii pur și simplu fac mâncare pentru vecinii lor și vin și mănâncă.
Mentalitățile asiatice sunt altfel, oamenii sunt altfel. Eu anul trecut spuneam că nu aș mai întoarce niciodată în Europa, nici măcar în România. Dar acum cu criza COVID mi s-a întărit foarte mult convingerea mea că am făcut o alegere bună în a locui aici, în Asia. Să vă arăt cum arată și seara. O locație foarte liniștită, chiar dacă nu este prea multă lume, oricum ei sunt foarte discreți, și japonezii și vietnamezii. Am spus la doar 20 de dolari pe noapte. Și sunt multe, multe locații. La ei merg foarte mult acum în weekenduri, pentru că fiecare lucrează, dar în weekenduri în toate zonele unde am fost, atracțiile turistice, este plin de turiști. La 25-30 de dolari, cât este o cursă de avion, toată lumea își permite să meargă. Și aici, în Vietnam, nu mai există COVID. Așa cum știți foarte bine, autoritățile și-au făcut cu brio datoria. Camera este de 4 stele, v-am arătat-o de dimineață. Vietnamul este foarte ok din multe puncte de vedere, pentru că este o destinație în care poți să trăiești cu câteva sute de dolari sau poți să trăiești în lux cu câteva mii de dolari. Pentru că ei au toate categoriile sociale, pentru toate categoriile turism. Mă întrebau foarte mulți pe anumite site-uri de expați cam câți bani îți trebuie să ai pe lună pentru a trăi decent în Vietnam. Și le explicam că depinde de fiecare, de nivelul lui, cum e obișnuit să trăiască. Poți să trăiești, v-am spus, cu 300-400 de dolari, 500, cazare, masă, toate cheltuielile, sau poți să trăiești cu câteva mii de dolari. Depinde cum alegi. Eu, în medie, cu călătorii, cu avion, cu transport, în perioadele când nu locuiesc în Saigon, pot să spun că cheltuie undeva la 1500-2500 de dolari pe lună. Hoteluri de 3, 4 sau 5 stele, depinde cum le găsesc la prețuri. Transportul, v-am spus, este foarte foarte ieftin cu avionul. Condițiile de transport cu autocare sau cu limuzine din acelea microbuze micuțe sunt condiții de lux. Pe cei 175 de kilometri pe care am făcut, de exemplu, din Saigon până în mâine, am plătit 10 dolari, dar era 10 dolari pentru că era în perioada sărbătorilor, revelionul lor asiatic. Și microbuzul, mulți dintre voi l-ați văzut, de lux, condiții de clasa 1 de avion. Pun întrebarea, cum pot ei să supraviețuiască, să facă bani și să câștige în aceste condiții, iar la noi în România nu se poate? De multe ori mi-am pus această întrebare.
Oamenii sunt foarte drăguți, foarte prietenoși, foarte sociabili. Dintre asiatici sunt ei cam cea mai mare proporție vorbesc limba engleză. Vietnamezii sunt cunoscuți pentru asta. Sunt oameni liniștiți, oameni facem de această pandemie, cu toate că eu sunt destul de sceptic, puțin dintre voi știu, sau mare parte dintre voi știu părerile mele despre această pandemie, despre faptul că n-a fost gestionată corect în România. Autoritățile au luat destul de târziu decizii, n-au luat deciziile corecte, lumea a ieșit când a dorit în acea carantină și aici în Vietnam a fost o carantină de 14 zile, cu încă 7 cu orașele mari care au mai cerut să se prelungească, dar au fost 20 de zile în valul 2, pentru că în valul 1 n-au avut probleme, n-au avut decât 16 cazuri, dar în valul 2 au venit foarte mulți europeni și de asta vă spun, România și Europa sau America n-au gestionat bine criza. Vor fi probleme foarte mari în perioada următoare. Oamenii nu înțeleg că acest COVID este cât se poate de real. Așa cum vă spuneam, în Asia se fac tot felul de întâlniri la nivel de state în care să se încerce să deschidă traficul aerian. Ei încearcă să-l deschidă pentru delegații ale oamenilor de afaceri. Dar asta vă spun, dacă vom reuși să depășim această criză, vă aștept în Vietnam. Voi încerca să organizez diferite excursii, pentru că cunosc tot Vietnamul, am fost de 2 ori aproape în fiecare regiune de aici. În curând voi face un site și voi posta toate imaginile, toate videourile făcute. Numai bine de aici din Vietnam, vă doresc o seară plăcută. Pa, pa!